Această experiență a avut loc în timpul morții clinice după un șoc anafilactic al lui Bașa Patricia din Șagu, județul Arad, joi 23 iulie 2015. Am început să am frisoane, să tremur, să mă doar foarte tare capul, iar febra mi-a cuprins tot corpul. A fost luată și dusă în două cerceafuri, la reanimare. Înainte de a mă duce, am simțit că eram pe moarte. M-au pus pe un pat în perfuzii și au așezat peste mine cerceafuri cu apă călduță, apoi cu apă rece. În tot acest timp, o voce îmi spunea: pregătește-te că trebuie să mori. Verifică-ți viața. De 4 zile nu ai stat de vorbă cu mine. Dacă tu mori acum, cum este viața ta, starea ta? Unde merge sufletul tău? Verifică-ți viața. Care este starea ta înaintea mea? M-a apucat o frică și o groază mare, pentru că mi-am adus aminte de câteva greșeli uitate, pentru care nu mi-am cerut iertare la timp. Vocea mi-a spus: cheamă pe mama ta și cereți iertare. Am cerut să mi se dea telefonul, să vorbesc cu ea cât mai repede, pentru că știam că nu mai aveam timp. După aceasta, vocea mi-a spus: fă rugăciune Domnului să te ierte pentru toate păcatele. Astfel, Dumnezeu mi-a spus că nu mă voi mai întoarce și că merg în iad cu ele. Am făcut rugăciunea și când m-am oprit, vocea mi-a spus: trebuie să treci printr-o experiență în care să vezi raiul și iadul. Vocea a făcut o pauză și apoi a zis: nu. Vei merge să vizitezi doar iadul. Trupul meu începuse să sară și am văzut pentru câteva clipe doctorițele care încercau să mă ajute și au început să mă resusciteze spunându-mi: trezește-te! Ochii mi s-au închis. Nu am mai simțit nimic, eram inconștientă și duhul mi-a ieșit din trup. Din acel moment, nu am mai știut nimic ce se întâmpla cu trupul meu, nici ce era pe pământ. Era întuneric și imediat în acel întuneric am auzit o voce care spunea: viața, viața ta, viața ta, de asta ești aici. În acel moment mi s-a derulat întreaga viață până în acea clipă. Mi-am văzut părinții și tot ce am făcut legat de ei, un coleg cu care am avut mai multe discuții și dispute, liceul, biserica și locul unde am trăit. Pe parcursul întregii vieți am putut observa toate gândurile, gânduri de răzbunare, de a face singură dreptate, de a domina, atitudinile, stările și faptele pe care le-am făcut pe pământ. Câteodată nu-l pusesem pe primul loc în viață pe Dumnezeu. Obsesia cu școala, nu aveam o relație zilnică cu el, luam unele decizii de una singură, răspundeam părinților, uitasem să citesc Biblia și mi-ocupam timpul cu alte lucruri. Vocea mi-a spus: oamenii de cele mai multe ori cred că ajung în iad cu păcate mari, hoție, curvie, etc. Nu există păcate mari și păcate mici. Păcatul e tot păcat. Dar sunt anumite păcate trecute cu vederea, nebăgate în seamă, tot în iad te duc, care încep cu gânduri nepotrivite. Totul începe de la un gând. Orice gând, dacă nu-l faci rob ascultării de Hristos, poate fi o pricină de cădere, de păcătuire, de care diavolul se folosește pentru a se înfăptui păcatul. Atitudini față de Dumnezeu, de oameni, atitudine de mândrie, superioritate, etc. Stări, starea de păcat în care te complaci, de amărăciune, indiferență, nepăsare, deși Dumnezeu îți vorbește prin conștiință. Motivații greșite, motivațiile de care ești condus în viață. Scopuri ascunse, ceea ce faci în ascuns, în gândul tău, cu subînțelesuri. Intenții ascunse, când spui sau faci ceva, dând impresia că o faci cu intenție bună, dar în gândul tău e altceva. La fel e și cu gluma,
cuvinte spuse cu mai multe înțelesuri, sau vrei să ataci o persoană prin vorbele tale. Dorință de răzbunare. Când plănuiești chiar numai în gând, cum să te răzbuni, să faci rău, etc. Dorință de a-ți face dreptate singur, de a dovedi că ai dreptate, sau îți vine să pedepsești o persoană pentru că nu a fost de acord cu tine. Compromis, chiar în cele mai mici lucruri, în gânduri. Fățărnicie, când ție îți îngădui anumite lucruri, dar judeci aspru și dai altora lecții de viață. Ipocrizie, când nu ești sincer, cinstit cu Dumnezeu și cu oamenii. Neascultare de Dumnezeu sau de oameni, părinți, conștiință și avertismentele lui Dumnezeu. Minciună, acele lucruri de care spunem că sunt mici și le spunea doar pentru a scăpa dintr-o situație și să ieșim bine pozând ceva. Judecată. Ce judeci la alții, ajungi să castune aceleași lucruri, fără ca tu să te mai judeci și să te cercetezi în fața Domnului. Critică. Critică cu privire la Dumnezeu, țară, biserică, slujitori, părinți, oameni, etc. Împărtășirea unor vorbe. Bârfă, vorbe de care conștiința ta te îndeamnă să nu le spui, dar treci peste și le spui. Știind că nu zidesc pe nimeni și nu va ieși nimic bun din asta dacă vei aduce întristare, amărăciune, dezamăgire, regret și rușine. Prefăcătorie. Când pozezi bine în fața unor oameni, dar nu ești în regulă în relația cu Dumnezeu, ai o inimă împărțită, o viață dublă și încerci să mulțumești și Duhul și firea, și pe Dumnezeu și lumea. Răzvrătire. Față de Dumnezeu și părinți, dar tu nu vrei să asculți, să te lași îndrumat cum trebuie să te porți, să vorbești, să faci, fără a te lăsa învățat de nimeni și nimic. O viață fără pasiune pentru Dumnezeu. Dacă faci lucruri din rutină, din obișnuință, mâna de alții, de ochii oamenilor și nu dintr-o inimă sinceră, curată și dedicată lui Dumnezeu. Dacă nu ai o relație și un timp cu Dumnezeu, zilnic, fără a oscila, sau cu pauze de zile întregi, fără să vorbești cu El. Dacă Dumnezeu nu este pe primul loc în viață, când înlocuiești pe El cu alte obsesii sau lucruri, dacă ești prea legat de pământ și trăiești pentru lucrurile de jos, pieritoare, dacă inima ta este legată de acest pământ. Prea multe îngrijorări cu privire la viață, viitor, școală, căsătorie, copii, pământul acesta. Dorință de a-ți purta singur de grijă. Ca om trebuie să te îngrijești de tine, familie, etc. Dar nu trebuie să exagerezi, să te îngrijorezi, să te lași legat de ele. Domnul mi-a spus, singura ta grijă pe acest pământ trebuie să fie să ai o relație zilnică cu mine, să fii permanent conectată cu gândul și ființa ta la mine, să te gândești la lucrurile de sus, nu la cele de jos, iar restul ți le voi da eu pe deasupra. Mă voi ocupa eu de tot ce ai nevoie pe pământ, este scris în Matei 6:33. Piatră de poticnire. Domnul mi-a spus, te-am creat să fii lumină, un exemplu pe pământ, nu să ai o piedică, o ispită pentru alții. Mândria. Când te vezi mai bun, mai credincios decât alții, crezând că ești cineva sau ceva pe pământ. Dorință de superioritate, când totdeauna tind spre mai mult sau mai sus, dar cu gând de a te compara cu oamenii și a te vedea pe tine mai sfânt, mai credincios, mai bogat decât alții. Nemulțumire, când nu ești recunoscător Domnului pentru ceea ce ai. Cârtire, când te plângi lui Dumnezeu sau oamenilor de viața ta, de casă, de familie, de școală, de soț, de soție, etc. Când pui întrebări nebune ca, de ce, Doamne, de ce am viața asta, familia asta, școala asta, de ce trec prin încercările astea, de ce ai îngăduit să trec prin asta? Compararea cu alții, când te compari și întrebi, de ce arăt așa sau dorești să fii altcineva, să fii în locul altora, etc. A copia pe alții fără a fi tu însuți. Când iei un exemplu uman și vrei să fii, să te comporți ca el, ca ea,
Domnul, etc. Domnul a spus, tu ești mai mult decât duh, decât trup fizic. Pentru fiecare duh este trasat un drum, un destin, o cale pe care trebuie să o parcurgă. Fiecare duh este individual, special, creat de mine, în care am pus anumite trăsături, încredințări personale, un nivel de credință pe care să-l aibă și fiecare duh, când se va prezenta înaintea mea, va răspunde de tot ce eu i-am încredințat. De aceea nu trebuie să imiți pe cineva sau să fii o copie. Trebuie să fii tu însuți cu toată frumusețea și individualitatea pe care ți-o dau numai eu. Dacă îți orientezi viața și deciziile după placul oamenilor, dacă asculți mai mult de oameni decât de Dumnezeu, dacă te lupți să impresionezi oamenii, să fii pe placul lor și te interesează mai mult părerea lor decât părerea lui Dumnezeu. Dacă nu te lași călăuzi de mine, dacă Dumnezeu îți spune să faci ceva, să mergi undeva, să spui cuiva ceva, să ajuți pe cineva, iar tu te gândești la cum va reacționa omul, ce va zice, ce vor zice alții, etc. Domnul mi-a spus, dacă eu ți-am pus în gând un anumit lucru, dacă ți-am spus să faci ceva, trebuie să acționezi imediat. Dacă te-am trimis undeva, trebuie să mergi fără să întrebi. Cum? Unde? Când? De ce? Oare tu îmi vorbești? Sigur e de la tine? Are logică? Sens? Ce vor spune alții? Etc. Nu trebuie să te îndoiești, să cauți explicații logice, raționale, omenești, pentru că lucrurile cerești nu au rațiune pentru noi. Dacă nu iei seama la atenționările lui Dumnezeu, dacă Duhul Sfânt îți spune prin conștiință că nu ești în regulă cu Dumnezeu, dacă îți lipsește pacea și știi că ai păcătuit, dar tu le treci cu vederea, vei fi tras la răspundere. Neiertarea. Dacă nu poți ierta pe cineva din toată inima, fără să te răzbuni, fără să te gândești cum să-ți faci dreptate, dacă ieși doar de pe buze și nu din toată inima, sau spui, te iert, dar nu te uit, sau suporți pe cineva că nu-l poți vedea în ochi. Autocompătimirea. Îndoiala cu privire la Dumnezeu, la existența raiului și iadului, la lucrarea lui, etc. Plictiseală în biserică, în citirea Scripturii. Slujire doar de formă, cu formă de evlavie, doar de ochii oamenilor, de a impresiona oamenii, de a te evidenția pe tine, concurență și competiție nebună cu alții din biserică, etc. Toate acestea te duc în iad. Apoi mi s-a adresat spunându-mi, uneori te-ai îndoit de existența mea, dar exist. Mi-a spus că problema principală a fost că nu am făcut păcate pentru că sunt om și greșesc, ci pentru că m-am recunoscut, că nu m-am recunoscut întotdeauna, le-am trecut cu vederea, deși el mă atenționase de multe ori vorbindu-mi în fiecare zi ce trebuie să fac, din cauză că nu îi le spuneam lui cu sinceritate, dorind și încercând să mă lupt pentru suflet și să mă las de ele. De aceea Dumnezeu m-a îngăduit pe mâna satanei ca să simt cum este în iad. Era foarte întuneric, singuratic, pustiu. Simțeam că îmi explodă trupul. Deși eram în duh, eram ca o lavă care ardea în continuu. În căldura insuportabilă îmi venea conștiință și niște duhuri, demoni, care își băteau joc de mine și îmi spuneau, ai crezut că viața ta este în regulă, dar ai botezul în apă și botezul cu Duhul Sfânt, dar acum vei ajunge în iad. Ești moartă și toată lumea va crede că ești în rai, dar de fapt ești în iad. Gândește-te ce mare pierdere și gol lași în familia ta, în biserică, în liceu și în locul unde trăiești.
Apoi mi-am văzut propria înmormântare în care părinții, colegii, biserica și rudele erau în jurul mormântului meu, plângând cu disperare. Din întuneric, cea mai mare groază era că mă înșelasem singură, iar regretele erau insuportabile pentru că nu am luat seama la atenționări. Am ajuns ca la o judecată și vocea îmi spunea: mai contează acum cum arăți? Că ești frumoasă, olimpică sau premiantă? Dacă te plac unele persoane sau nu? Ce spun alții despre tine? Mândria și ambiția ta? Casa și familia pe care le ai? Când tu de fapt e goală înaintea mea? Mă gândeam că am slujit Domnului potrivit pentru vârsta mea și ar fi o scuză pentru anumite lucruri. Dar Domnul îmi arăta că pentru fiecare slujbă, fiecare lucrare făcută de mine, am primit șanse de mântuire, la mântuire, binecuvântări cerești și pământești, că mă ascultase în orice moment și mi-a răspuns dorințelor mele, m-a atenționat și mi-a vorbit în fiecare zi. A zis: nu-ți sunt dator cu nimic, am făcut totul pentru tine. Și mi-am dat seama că am venit cu mâinile goale, cu firimituri și m-am apucat o groază. Apoi am mai zis, chiar faptele bune pe care zici că le-ai făcut, eu ți le-am pregătit înainte, ca tu să treci prin ele. Chiar vrei să te sacrifici pe tine pentru ca să te trezești tu, biserica și comuna în care ești? Mă gândeam că dacă eu mor pentru trezirea lor, nu sunt pregătită și merg în iad. Când mi-am văzut propria înmormântare, am observat că aveam o expresie de bucurie, de somn, ca și cum am adormit în Domnul. Am început să urlu, să regret, să suspin și să plâng, pentru că demonii îmi spuneau: vezi, toată lumea va crede că ești în rai, dar de fapt ești în iad. Și voiam să ies din mormânt afară, să le spun adevărul și măcar ei să nu vină aici. Era o zbatere atât de mare, amestecate cu frică, teamă, groază, regret, urlet de disperare și senzație că explodez. La un moment dat am spus, Doamne, măcar să explodez odată și gata, să nu mai simt nimic. Dar a venit o voce și mi-a spus: aici e veșnic. Și odată ce ai ajuns aici, nu mai e nicio scăpare. În chinul acela, conștiința îmi spunea: câte șanse ai avut? De câte ori ți-a vorbit Dumnezeu? De câte ori ți-a spus să te îndrepți și că de nu vei merge în iad? În nebunia și încăpățânarea ta nu ai ascultat. Nebuno, chiar în noaptea aceasta ți se va lua sufletul. Ți-am spus că te voi lăsa în voia minții tale blestemate de nu mă asculți. În acele momente mă gândeam: Doamne, nu mai suport, ia-mi conștiința. În continuu auzeam voci: ești moartă, ești în iad, nu vei mai scăpa de aici. Apoi a venit o voce și a zis: Dumnezeu te omoară cu plăcere, ca și cum El a vrut ca eu să ajung în iad. Atunci mi-am dat seama că este diavolul, l-am contrazis și am zis: tu ești diavolul, mă minți, Dumnezeu nu dorește moartea păcătosului, eu nu o să merg în iad, tu vrei ca eu să vin aici, nu vreau să mor, nu vreau să merg în iad, îi aparțin lui Dumnezeu, vreau să trăiesc, vreau să mă întorc înapoi la viață, Dumnezeu îmi poate da o a doua șansă, da, Dumnezeu îmi dă o a doua șansă. Vocea Domnului a zis: fii pregătită, căci oricând îți pot lua sufletul înapoi, îți dau o a doua șansă. Apoi Duhul mi-a revenit în trup, pe scurt. Mulți știți ce trebuie să faceți și așteptați ca Dumnezeu să intervină, dar piedica este la voi, pentru că multe piedici ni le facem noi înșine. Citate din Scriptură, Psalmul 4:2.
Fiii oamenilor, până când va fi batjocorită slava mea, până când veți iubi deșertăciunea și veți umbla după minciuni? Ezechiel 18, de la 21 până la 32. Dar dacă cel rău se întoarce de la toate păcatele pe care le-a săvârșit și păzește toate legile mele și face ce este drept și plăcut, va trăi negreșit, nu va muri. Toate fără de legile pe care le-a făcut i se vor uita. El va trăi din pricina neprihănirii în care a trăit. Doresc eu moartea păcătosului, zice Domnul Dumnezeu. Nu doresc eu mai degrabă ca el să se întoarcă de pe căile lui și să trăiască? Însă dacă cel neprihănit se abate de la neprihănirea lui și săvârșește nelegiuirea, dacă se ia după toate urăciunile celui rău, s-ar putea să trăiască el oare? Nu, ci toată neprihănirea lui va fi uitată, pentru că s-a dat la nelegiuire și la păcat, de aceea va muri în ele. Voi ziceți, calea Domnului nu este dreaptă? Ascultați, dar casa lui Israel, nu este calea mea dreaptă? Oare nu mai degrabă căile voastre nu sunt drepte? Dacă cel neprihănit se abate de la neprihănirea lui și săvârșește nelegiuirea și moare pentru aceasta, moare din pricina nelegiuirii pe care a săvârșit-o. Dar dacă cel rău se întoarce de la răutatea lui și face ce este drept și bine, își va păstra sufletul viu, pentru că își deschide ochii și se abate de la fără de legile pe care le-a săvârșit, va trăi și nu va muri. Casa lui Israel zice, calea Domnului nu este dreaptă. Oare calea mea nu este dreaptă, casa lui Israel? Oare numai degrabă căile voastre nu sunt drepte? De aceea vă voi judeca pe fiecare după căile lui, casa lui Israel, zice Domnul Dumnezeu. Întoarceți-vă și abateți-vă de la toate fără de legile voastre, pentru ca să nu vă ducă nelegiuirea la pieire. Lepădați de la voi toate fără de legile prin care ați păcătuit. Faceți-vă rost de o inimă nouă și un duh nou. Pentru ce vreți să muriți, casa lui Israel? Căci eu nu doresc moartea celui ce moare, zice Domnul Dumnezeu. Întoarceți-vă doar la Dumnezeu și veți trăi. Amin.